Bună seara, dragi prieteni! Testez screener.com, un site prin care poți să faci capturi de ecran, video, foarte repede și pe care să trimiți pe Twitter. Vreau să vă arăt blogul meu. Haideți să vedem un pic cum arată. Facem succes, vestita vorbă. Lumea crede că am lansat-o. Eu trebuie să recunosc că am preluat-o de la colegul meu Mihai Sturzu, care o folosea prin 2002, când făceam noi turneul cu Piaggio. Avem aici câteva link-uri. Home, spune de la sine. About me, câteva lucruri despre mine. Faptul că articolele sunt licențiate de Creative Commons, adică poți să le preiei dacă spui cine le-a scris și dai link. Telefon pentru concert, bal sau petrecere, mai multe lucruri despre mine, unde am fost invitat ca speaker, sunt membru mai multe societăți, asociații și așa mai departe. Mi-am făcut aici o pagină, cele mai bune articole, le-am împărțit în câteva secțiuni. Blogul meu are aproape 4 ani, deci s-au adunat foarte multe articole. Sigur, o pagină de contact, așa cum stă bine unui blog. Aveți aici adrese de e-mail și chiar și număr de telefon pentru concerte Haikyuu, dacă vreți să ne chemați. Avem aici și un, nu știu cum se numește asta, o secțiune unde te poți înscrie pentru Street Team. Un lucru foarte interesant pe Reverb Nation. De asemenea, mereu poți să-ți înscrii adresa de e-mail dacă vrei să primești zilnic articole de pe blogul meu. Niciodată mai des de o zi, uneori chiar mai rar în funcție de cât de descriu. Sigur, Twitter, am cele mai noi articole. Aici în dreapta. Am scris câteva articole în ultimele zile, mai ales despre repetițiile cu Haikyuu și emisiunile la care am mai fost invitați. Ce să mai spun? Promovez desigur blogul colegului meu Mihai Sturzu, site-ul leok.ro pe care l-am lansat acum câțiva ani, site cu muzică gratuită, muzică românească și contul meu de Twitter. Am aici și un widget cu ultimele lucruri de pe Twitter. Ce să vă mai arăt? Lucruri interesante, aș vrea să... Aici sunt niște câteva clipuri. Asta e un clip, de exemplu, pe YouTube, realizat cu telefonul, de la repetiții, de astăzi. Mai multe mashup-uri, în fine, comunicate de presă. Cam acesta este blogul meu. Sper să-i găsesc, să-i schimb layout-ul. Grafica, m-am cam săturat de ea și cred că aș putea să găsesc ceva mai simplu. E pe WordPress, sunt foarte multe skin-uri, foarte multe teme pentru WordPress. Sper să găsesc ceva care să-mi placă. Aceasta este filmulețul realizat împreună cu Screener. Iată, 3 minute 40 au trecut. Sunt curios cum o să arate pe YouTube și vă invit, desigur, pe blog la mine, www.florin.grozea.ro. E mai simplu de reținut în felul ăsta. Pac!